fotografie decât la anii din urmă, mi se face semn că nu sunt auzită. Da? Un singur lucru n-am reușit să rezolvăm, spațiul e mai mare, standul e mai mare, doar timpii lansărilor n-avem cum să-i facem mai lungi, drept care din această jumătate de oră pe care o avem la dispoziție pentru Cătălin-Dorian Florescu, n-am să fur decât câteva clipe, cât să vă spun două lucruri, unul de ordin tehnic pe care vi-l spun ca gazdă dinspre editură, și anume că editura Humanitas e onorată să publice în limba română, să fie gazda de limbă română a celui de-al 6-lea roman scris în limba germană de Cătălin-Dorian Florescu. Avem o traducere splendidă, o reușită de excepție, din nou sub semnătura Marianei Bărbulescu, care este traducătoarea în titră în limba română a lui Cătălin-Dorian Florescu. O carte care deja e în topul vânzărilor în Germania, apare și în România la cam 2 ani distanță. Și cel de-al doilea lucru cu care ies complet din zona tehnicului, mai mult decât un scriitor al cărui succes îl confirmă premiile faimoase pe care le-a luat, limbile în care e constant tradus, suta de mii de exemplare în care e vândut, mai mult decât un scriitor excepțional așadar, Cătălin-Dorian Florescu e un vrăjitor. Citiți Bărbatul care aduce fericirea, romanul pe care îl lansăm astă seară la Bookfest, și dacă nu îmi veți da dreptate, aveți voie să mă căutați și să-mi spuneți că v-am păcălit, Cătălin-Dorian Florescu nu e un vrăjitor. Și cereți banii înapoi. Și cereți banii înapoi, dar eu cred că știu să-mi cântăresc cuvintele și nu cred că des vin cu astfel de verdicte flamboiante. Alături de mine, Mirela Nagâț, care e pe undeva vinovată de apariția lui Cătălin-Dorian Florescu la Humanitas. A fost așa un mic complot în urmă cu vreun an și câteva luni. Deja un interviu am văzut chiar zilele acestea, chiar ieri seară, l-am văzut azi noapte. Și la rândul ei cred că e dispusă să recunoască că există o vrajă în paginile pe care le scrie Cătălin-Dorian Florescu. Mulțumesc, Lidia! O să vorbesc despre experiența mea de cititor îndrăgostit de cărțile lui Cătălin-Dorian Florescu. L-am descoperit pe Cătălin în 2011, probabil cum ați făcut majoritatea dintre dumneavoastră, cu cartea lui premiată, romanul Iacob se hotarăște să iubească. Am descoperit atunci un povestitor de mare forță, e capabil să țeasă o pânză fără noduri, fără defecte, între destinele fragile ale oamenilor și vâltoarea istoriei. Acolo era o poveste despre o familie de șvabi de lângă Timișoara, anii 40, deportarea în Bărăgan în anii 50, dar n-a fost numai cartea. Pentru că eu sunt un om care are entuziasmul sau naivitatea să scormonească în biografiile autorilor, să se ducă după ei, să le caute prezența. Și atunci am aflat povestea lui Cătălin, cum a plecat în anii 80 cu părinții în Elveția, căutau soluții pentru problemele lui de sănătate. I-am simțit energia, care e caldă, e pozitivă, e atentă la celălalt, o să vedeți când o să înceapă să vorbească. Și atunci mi-am spus că povestea de viață a lui Cătălin-Dorian Florescu, singură ea, dincolo de cărțile lui, cu forța lui umană, e o inspirație pentru fiecare dintre noi. Acum, vorbim despre acest roman, Bărbatul care aduce fericirea. E o carte, o poveste despre zâmbet și bucurie într-o lume a suferinței. Pentru că asta ne arată Cătălin-Dorian Florescu. El are darul însuflețirii cinematografice. Vedem cu ochii minții New Yorkul de la 1900, o lume a sărăciei, a frigului, supraviețuirea la limită. De cealaltă parte vedem Delta Dunării, tot o lume a sărăciei în plus și a izolării. Dar povestea e cu happy end. și e și o poveste de dragoste. Americanul Ray, un actor de mâna a doua, a treia, un imitator de personalități, și Elena, fiica abandonată a unor părinți bolnavi de lepră. Iar când închizi cartea, gustul care îți rămâne e bun, pentru că e o poveste de dragoste născută ca o floare fragilă, miraculos apărută pe un teren aparent infertil. Iar mesajul cărții e profund uman. Personajele astea greu încercate de viață, malgré tout, în ciuda tuturor lucrurilor care li se întâmplă, învață să se deschidă și să aibă încredere în umanitatea lor. Apoi m-am întrebat, și e un lucru pe care l-am discutat cu Cătălin și în interviul pe care l-am făcut la TVR1, l-am difuzat ieri la emisiunea Cultura, cum ajunge Cătălin-Dorian Florescu să intre în pielea personajelor sale, pentru că nu avem o scritură de tip Cărtărescu, nu avem o interioritate întoarsă pe toate fețele. La Cătălin-Dorian Florescu sunt peisaje de sus, de largă respirație, puzzle-uri cu multe piese și până la urmă îți spui, de fapt, scrii cel mai bine despre lucrurile pe care le cunoști. Și apoi am vorbit cu Cătălin și mi-a explicat cât de importantă e documentarea, care ia câțiva ani, a locuit în Delta, a locuit la New York, îmi spune despre distanța pe care și-o ia și toată disponibilitatea să înțeleagă cum trăiau oamenii în momentul ăla, și când asimilează tot materialul de viață al personajelor sale, îl pune apoi pe hârtie. Iar sloganul preluat de la noi, care spune că ai atâtea vieți câte cărți ai citit, dar pe Cătălin Dorian Florescu am putea să spună ai atâtea vieți câte cărți ai scris, pentru că Cătălin intră, cum spuneam, în pielea personajelor sale. Vorbeam despre darul însuflețirii cinematografice, sunt și cele de neuitat în cartea asta, pentru mine cel puțin, am să vorbesc despre câteva. New York, familiile care și-au condus din ghetou, și-au condus morții în vaporul care urmează să-i ducă spre îngropăciune. Vaporul pleacă, se îndepărtează de mal pe apă și începe un vaiet, bocetul familiilor, în tonuri diferite și în limbi diferite, cutremurător. Apoi leprozeria, acolo unde trăiește mama eroinei noastre, Elena, oameni suferinți, cu fețele deformate, cu degete lipsă ale membrelor. Și apoi e și scena în care Ray, bunicul Ray, adolescentul, micul Caruso, cu vocea lui plăcută, le cântă mamelor cu copii din flori și se lasă alăptat de ele. Sunt multe scene de neuitat, o să le descoperiți fiecare. Mulțumesc, Cătălin! Eu vă mulțumesc din inima. De fapt, nu am mai trebuit să spun absolut nimic. Sunteți convinși? Mai trebuie să spun și eu câte ceva. Sunt foarte obosit. Sunt la sfârșitul unui drum bucureștean de 2 luni. Pentru a doua oară în 2 ani mă găsesc în București, care nu-mi spunea mare lucru înainte. Eu fiind de origine... Vă rog, terminați, mă deranjează acum. Este ok, Lidia, dânsul l-a înțeles. E ciudat, eu scriu în cafenele și numai în cafenele, dar mă deranjează acest obiectiv care parcă îmi pătrunde în suflet și deseori trebuie să spun stop, 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 stop. Deci în zilele următoare îmi închei pelerinajul prin București și anul trecut am fost de 2 luni aici, un București care pe timpuri nu făcea decât să mă alunge din el, veneam și ieșeam, cu care nu aveam un mare contact, fiind din Timișoara, am luat mașina și plecam în călătoriile mele de cercetare prin România, în Delta Dunării, de exemplu, unde trăiește mama Elenei, a protagonistei, dar nu numai. S-a întâmplat foarte mult și Bucureștiul, am o relație foarte intimă cu el, aflându-i tragedia, părțile frumoase și urâte, aflându-i istoria, vorbind cu bucureșteni, și s-a creat în mine ideea de a scrie un nou roman. De fapt, venisem cu această idee căutând o culisă. Și acum am și această culisă, pentru că, iată, asta e important. În momentul când intri în viață, spontan, și te oferi și vezi ce se întâmplă, lucrurile se schimbă. Concepția pe care o aveam când am aterizat la București anul trecut, prima oară, s-a schimbat total și acum știu că voi încerca cel puțin să scriu un roman pe un fundal în mare parte bucureștean și pe o perioadă mai lungă. Ultimele mele trei romane, Zaira, Iacob se hotărăște să iubească și Bărbatul care aduce fericirea, se întâmplă pe perioade mai lungi. Deci respirul narrativ are 100 de ani la Zaira, are 100 de ani la Bărbatul care aduce fericirea, are chiar 300 de ani la Iacob se hotărăște să iubească, pentru că vreau să arăt cum valurile civilizației și a violenței se urmează unul pe altul, cum generațiile se urmează una pe alta, cum prin noi trăiesc toți care se par că nu mai sunt, dar sunt fantome, sunt aici, prin deciziile care le-au luat, prin greșelile care le-au luat noi, făcând deseori aceleași greșeli. Deci sunt romane ample, cu o succesiune de familie și protagoniști pe o perioadă mai lungă de timp. Eu sunt născut în Timișoara, cu numele de Cătălin-Dorian Florescu, două nume literare, deci mama nu mi-a lăsat nicio șansă să fac altceva decât să devin scriitor. Era foarte clar, Cătălin știți foarte bine de unde provine, aici nu trebuie să povestesc, în spațiul german trebuie să povestesc, iar Dorian vine din literatura engleză, de la portretul lui Dorian Gray. Și cu aceste două nume drumul mi-era dat de la început, deci sunt într-un fel o victimă a mamei mele. Dar nu este așa. Motivul este că pe când încă se publicau cărți în anii 70, mama mă hrănea cu cărți, cu renumitele cărți pe care mulți dintre dumneavoastră le-au și citit, de la Mușchetar până la Mississippi și Tom Sawyer, Huckleberry Finn și Jules Verne și Jack London și David Copperfield. Și așa s-a creat acel pământ bun în care apoi, în Elveția fiind, la 18 ani, am început să pun primele răsaduri, se spune răsaduri de plante, din care apoi au ieșit primele plante literare. Deci eram pregătit de a scrie, citind foarte mult în copilărie, acest lucru mi-a deschis orizontul. Sună straniu pentru generațiile noastre să spui că am citit. Cred că în ziua de astăzi lucrul ăsta trebuie spus încă din ce în ce mai des, da? Ajungând în Elveția la 15 ani, învățând limba germană, învățând dialectul lor, al elvețienilor, dar căpos fiind, încercând să vorbesc germana aceea pură sau Hochdeutsch, neștiind că voi fi scriitor și că voi avea nevoie exact de ea, deci prin aceasta mi-a rămas un fel de... Ce am avut eu a fost o foarte bună capacitate de a-mi rămâne aproape și de a-mi rămâne mie troi, cum se spune, credincios. La vârsta de 15 ani aveam în ureche acea voce care îmi spunea ce trebuie să fac. În primul rând să nu-mi uit limba maternă, ceea ce nu s-a întâmplat până astăzi, cum auziți. Dacă aș fi uitat-o, cordonul umbilical spre România s-ar fi dus, spre personajele mele, spre Zaira, care a trăit până acum câțiva ani, spre Masoierul lor, din care am făcut romanul Masoierul lor, spre lumea bănățeană, spre lumea lui Iacob care se hotărăște să iubească, din satele șbăbești din jurul Timișoarei, aș fi avut o imagine a țării din afară, nu dinăuntru, n-aș mai fi înțeles. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și să mă identific atunci la 15, 16, 17 ani, când aș fi putut muți, să uit româna și să nu învăț bine nici germana, deci să fiu într-o zonă gri de mijloc, să mă identific cu ceea ce eram eu, esența mea de a scrie, de a povesti povestea vieții tot timpul în noi nuanțe, în limba germană. Am început să scriu la 18 ani și a fost o perioadă de incubație de 14 ani. Am studiat psihologia, un anumit fel de psihologie care pentru mine e foarte important pentru că mi-a creat viziunea și coloana verticală, care e psihologia umanistă, care este a treia mare școală de psihologie pe lângă psihoanaliză și psihologia de behaviorală, deci de comportament. Psihologia umanistă care, ca să reducem numai la două, trei elemente care sunt importante, sunt dialogul, relaționalea, plecând de acum și aici, ca fiind o persoană care să conștientizeze momentul, o idee olistică, deci întreaga a persoanei mele, cap, inimă, emoții, poveste de viață, speranțe înainte, un întreg total. Din acest întreg mă ofer și intru în dialog. Este modul cum mă documentez pentru romanele mele. Bărbatul care aduce fericirea a avut nevoie de o documentare foarte amplă, 2 ani jumate, între New York și Delta Dunării. Iacob se hotărăște să iubească a avut nevoie de o documentare amplă. Zaira, pe când trăia în Washington, trebuit să o vizitez, pentru a înțelege cum funcționează lumea prin ochii altora, a înțelege ce înseamnă a trăi în America, cum se trăiește, care sunt culisele vieții acestor oameni. Punctul principal însă este că munca de cercetare nu te scapă, sau de documentare, de la lucrul cel mai important, care ar fi chitul între aceste cărămizi. Și acesta ești tu, deci viziunea ta asupra vieții. Ceea ce vezi tu în om, ceea ce vezi tu ca sarcina de bază a oamenilor pentru a trăi o viață plină de sens, pentru a nu se dezumaniza. Unii se dezumanizează, alții nu. În cărțile mele sunt mulți care se dezumanizează, mulți care devin torționari, mulți care omoară, dar sunt și unii, precum Iacob, care se hotărăște să iubească, din romanul meu cu același titlu, care nu o face. De fapt, a fost singurul motiv de a scrie Iacob se hotărăște să iubească, care merge pe 300 de ani în spate, e o poveste de familie de 300 de ani, a arătat în acest șirag de bărbați, care sunt copiii timpurilor lor, cum suntem noi copiii timpurilor noastre, și sunt pregătiți să facă orice, cele mai crunte lucruri pentru a supraviețui, chiar și tatălui Iacob, în anii 20-30. Singurul care rupe acest lanț este băiatul Iacob, care se hotărăște să iubească. Și pentru că el iubește, este iubit, este ascuns, este protejat și este indestructibil. Pentru acest lucru însă trebuie responsabilitate. Celălalt lucru din psihologia sau din filozofia umanistă, ai responsabilitate. Și când o ai pentru tine, o ai și pentru celălalt. O ai întotdeauna. Pentru tine și pentru celălalt suntem un întreg. Aceasta este deci viziunea mea, și această viziune e importantă atunci când încep să-mi conturez romanele. Mă găseam, ca să nu întind vorba, să revin la această carte, Bărbatul care aduce fericirea, mă găseam la Washington în 2006, cred, și mă documentam pentru romanul Zaira, care așa a apărut după aceea în 2008. Zaira trăia încă în Washington, o viață de exil mai mult sau mai puțin fericită, de fapt mai puțin fericită. S-a și întors în Timișoara, unde e îngropată, a murit anul trecut. Și eram în oraș, cotrobăiam, eram ca un câine din ăla tânăr care merge peste tot să vadă care e urma proaspătă, unde e viața, ce se întâmplă. Și mă găseam într-una din marile biblioteci din lume, Librăria Congresului, Library of Congress, Biblioteca Congresului, când am fost luat din spate de un domn cu ochi albaștri, cu o pălărie ca din anii 10, din aceea de paie. M-a îmbrățișat, a început să-mi povestească că el va avea succes. El este un entertainer, este un actor, el imită pe alții, trăiește din faptul, din acest mic talent de a imita pe alții, marele vis american, că din puținul pe care l-ai ca talent poți să faci mult. Și ascultându-l mi-am dat seama că îmi plăcea acest protagonist, pe de o parte clown, pe de o parte copil, pe de altă parte absolut nebun, care la Times Square în New York, într-o lume unde time is money, dansează și face pantomimă și imită pe alții. De fapt, Donovan, ca așa îl cheamă, el imită numai pe cei morți. Ar fi un fantastic Marlon Brando. Ar dansa ca cei mai mari dansatori pe care îi cunoașteți, dacă ar fi aici. M-ar eclipsa dacă ar fi aici în față. Și l-am întrebat de ce imiți numai pe cei morți. Și a spus, pentru că nu mă pot da în judecată. Personajul mi-a plăcut din mai multe motive. Acest inimă mare americană, această mare națiune pe care o văd și critic, dar și pe care o admir, care crede în acest vis de îndeplinit, care pentru cei mai puțini se îndeplinesc, pentru că sunt milioane de oameni în acest moment care încearcă să trăiască în New York sub turnurile lui Donald Trump. E un singur Donald Trump, sunt milioane care zilnic, seara sunt obosiți și nu mai pot. Îmi plăcea pentru că găsisem răspunsul la o întrebare mai veche. Ce am putea face noi, artiștii, după 11 septembrie 2001? Ce am mai putea construi noi în artă pentru a contracara acel mare monstru care are tendința să ne facă să tăcem. Și auzindu-l pe el, împrietenindu-mă cu el și începând să-l vizitez în New York, mi-am dat seama că, de fapt, nu pot să-l contracarez decât cu mica noastră viață, căruia încercăm să-i dăm un sens. Să ne trăim viața cât putem de puternic, în modul nostru, așa încât, la sfârșit, totul să aibă un sens. Și l-aveam, deci, pe acest Donovan, care a fost la începutul figurii Ray, în roman se cheamă Ray, și mai îmi trebuia ceva cunoscut și așa s-a creat Elena, românca din Delta Dunării. Romanul e povestit de amândoi. Prima frază a romanului este râul primea morții cu blândețe, ca și cum ar fi știut că sunt niște morți deosebiți. Am putea spune când începe râul, primea morții cu blândețe, ca și cum ar fi știut că sunt niște morți deosebiți. Există acest mic miracol al primei fraze, când începe scrisul unei cărți. Desigur că ești obsedat în timpul muncii de cercetare. E în tine, se dospește. Dar rămâne mult foarte liber. E un arhipelag de insule pe care încă nu vrei să le unești. Navighezi între ele. Hârtia e albă și te poate speria, te bloca. În momentul când scrii, te atrage așa ca un vârtej în jos acela. Cu prima frază pe hârtie, textul e născut, copilul e născut, culoarea neagră deja e acolo, textul are un corp și trebuie să te referi la el în a doua, a treia frază. Deci în prima frază este important. În prima frază este ritmul uneori al textului, este emoția întregului text, este melodicitatea cărții uneori. La masoierul lor, primele două fraze erau, mai exista un sâmbure de frumusețe. Atâta timp cât credeam, eram în siguranță. Sau la Zaira, prima frază era, prima călătorie amețitoare din viața mea a fost aceea prin mama. E momentul de început, este gongul cu care te miști, este ritmul, este melancolia. Iacob e mult mai melancolic, după părerea mea, ca Zaira. Mult mai întunecat. Să nu uităm că fiecare își citește propria lui carte, fiecare se citește pe el însuși prin carte, deci asta este numai părerea mea. Romanul începe 1899 la malul insulei Manhattan, în New York City, un băiețel de 14 ani care nu știe cine este și de unde vine, în ghetoul emigranților europeni, cu milioanele părăsiseră Europa, de la 1850 încolo, stă pe malul râului East River și vede cum copiii din ghetou care înghețaseră în noaptea dinainte sunt duși pe o navă ca apoi să fie duși pe insula săracilor. Și acolo îi se creează voința de a nu ajunge niciodată pe acea insulă. Și va face totul, fiind un copil al timpurilor sale, cum am mai spus, să nu ajungă. Chiar lucrurile cele mai odioase le va face. Acest băiat nu știe de unde vine. L-au găsit pe stradă, cum în ghetoul emigranților la 1900 se găseau copii pe stradă o mulțime. Erau părăsiți. Ghetourile erau pline de italieni meridionali, morți de foame, plecați din sudul Italiei, din niște sate aproape feudale. Erau irlandezi, plecat la 1850, pentru că recolta de cartofi 3 ani la rând dispăruse. Astăzi încă în Irlanda, marea traumă națională a irlandezilor este acea potato famine de la 1847. Mureau cu sutele, cu miile pe străzi, dacă citiți documentele îngrozitor. Și atunci mulți fuseni au fost puși pe nave, mulți tineri, multe fete tinere mergeau singure și trimise spre cuvântul care îmi place mie, America, în America. Și mureau și în ocean mulți, când ajungeau se murea în ghetou, pentru că se murea de toate în ghetou, de la violență până la mâncare contaminată, apă contaminată, tuberculoză, colera. Erau nemți, sute de mii de nemți au plecat spre America și erau evrei din Rusia și Galiția, care merseseră pe jos până în Germania pentru a lua nava spre America. Toate aceste personaje sunt pentru mine importante pentru că De fapt, în toate romanele mele, de la Trena Minunilor, Tatăl meu cu mine spre America și înapoi din America anilor 70, din New York spre țară, Iacob, Zaira, maserul lor și aici, toți protagoniștii mei încearcă să supraviețuiască demn, încearcă să găsească o viață unde să trăiască demn. Și ce înseamnă asta? Să nu le fie foame, foametea te denigrează și frica te denigrează. Sunt două motoare ale lumii care țin istoria în mișcare continuă. În toate romanele mele, începând de la o mică familie, de la Vremea Minunilor, eu, tata și mama, și până la Iacob se hotărăște să iubească și Bărbatul care aduce fericirea, unde sunt sate întregi, societăți întregi pe drumuri, nu fac decât să descriu acest lucru. Cum omul e în pericol, pentru că întotdeauna vine ceva să-l ia de gât, vine Armata Roșie, trece prin Banat și ia pe toți nemții ca să-i deporteze, Iacob supraviețuiește, vine o foamete și o moare pe toți, vine un război, vine o furtună, dar există, omul are capacitatea de a fi rezilient, reziliența. Există acel penultim și ultim om care spune, eu voi supraviețui. Și clădește încă o dată o casă și clădește încă o dată un sat și face o familie și creează civilizația. Jocul ăsta etern între civilizație și violență este ceea ce descriu eu în fiecare roman. Romanul e povestit la 100 de ani mai târziu. În noaptea de pe 11 septembrie spre 12 septembrie 2001, când știți foarte bine ce s-a întâmplat, fiecare din noi își are imaginea lui în cap, acest Ray, un mic actor într-un teatru pe strada 13 din Manhattan, Manhattanul fiind închis de la strada 14, așteaptă să-i vină lume și nu vine nimeni. Singura care intră în teatrul lui este românca Elena, care ajunsese cu 3 zile înainte la New York și care nu știa până de curând că are o mamă. Aflase de două săptămâni în urmă că are o mamă și trebuia să îi ducă cenușa la New York. Și a ajuns în momentul marelui cataclism. Ea coboară treptele în acest teatru, e învăluită în cenușă și așa începe marea așteptare a celor doi pe scena teatrului, o noapte întreagă, cum toți așteptau în New York și cum toți așteptam peste tot. Și într-un fel ca să nu se sperie și într-un fel să se apropie unul de altul, încep să vorbească, să-și povestească povestea vieții. Mai întâi Ray, povestea lui americană, a unei dorințe de succes, a bunicului lui, care se chema Bărbatul care aduce fericirea, pentru că știa să cânte așa de bine încât femeile plângeau când cânta, și apoi al Elenei, care nu are un vis american, ea e dură, vine dintr-o lume dură. Dar ca să se apropie unul de altul, fiecare are sarcina lui, trebuie să facă ceva, trebuie să învețe să spună adevărul. Și de aceea eu îmi văd romanul încă o dată, fiecare își citește propriul lui roman și are alte versiuni. Și ca un roman, asupra faptului că nu scăpăm niciodată din poveste. Necesitatea de a ne povesti viața e importantă și o facem de atâtea ori aruncându-ne, cum se zice în germană, nisip în ochi. Ceea ce cei doi trebuie să învețe într-un fel este să afle care este de fapt povestea adevărată. Ray ce-ar putea spune? Încerc de 30 de ani să fiu un star și nu voi ajunge niciodată, dar e destul. Și Elena ce-ar putea spune? De 30 de ani am devenit ca o piatră și nu e destul, doresc ceva mai mult. Deci, care este de fapt adevărata poveste pe care trebuie să ne povestim ca să se întâmple așa ceva ca iubirea? Cum putem risca acest lucru? Și ei doi sunt pe drum, amândoi, povestindu-și diferitele variante ale de 100 de ani ale familiilor lor americane și românești. Despre asta este vorba în acest roman. Mulțumim, Cătălin-Dorian Florescu. Vom merge înspre autografe și să sperăm că nu va dura mult până când să putem citi și povestea pentru care v-ați documentat la București. Câțiva ani de zile. Mulțumim. Da,